La finele săptămânii trecute, dansatorii Palatului Copiilor din Giurgiu au demonstrat încă o dată că au talent și că dansul pentru ei reprezintă mult mai mult decât un hobby. Astfel, micuții cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani au reușit să ocupe primele locuri pe podium în cadrul Festivalului Național de Gimnastică Aerobică Școlară. Dansatorii nu se află pentru prima oară la un concurs de dans. În urmă cu două săptămâni, în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului Național de Dans Modern și Dans Aerobic Magia Dansului, cei 26 de copii giurgiuveni înscriși în concurs au câștigat 7 premii la stilurile de dans la care au participat. Ultimele concursuri au fost unul aici, organizat foarte bine de către Casa de Cultură Ion Vinea, foarte frumos organizat la Sala Polivalentă, unde au fost multe județe participante, a fost un festival național și copiii noștri au luat 7 premii. Au fost așa, un premiu întâi, un premiu 2 și un premiu 3 la individual, un premiu 2 la echipă, un premiu 3 la ansamblu, un premiu 2 la dans modern. Toți concurenții giurgiuveni au fost răsplătiți cu trofee care sunt expuse la loc de cinste în holul Palatului Copiilor. În prezent, dansatorii se pregătesc de un nou concurs ce va avea loc pe 30 noiembrie în municipiul Giurgiu.